Marțea cea mare ne pregătește pentru intrarea în cămara Mântuitorului cu parabola celor 10 fecioare, denumită și Marțea Seacă, este dedicată predicii de pe Muntele Măslinilor, când Isus a anticipat distrugerea Marelui Templu, dar și propriile patim cu doar 3 zile înainte de a fi judecat. În această zi, credincioșii sunt îndemnați la priveghere să fie cu alte cuvinte pregătiți în orice clipă să-L întâmpine pe Isus. În Sfânta și Marea Zi de Marți, noi sărbătorim pe Fecioarele cele 10. Din pagina Sfintei Evangheliei, la taina Sfântului Maslu, ne amintim de ele, Evanghelia 5 -a. Cinci înțelepte și cinci neînțelepte. Se pregăteau pentru nuntă, venea Mirele. Mirele este Hristos, Mântuitorul. Trebuiau să ia un de lemn și să-l pună în candelele lor, pentru a avea lumină și pentru a merge pe poteca care ducea la sala cea mare unde vine mirele și să se bucure cu toții. Cinci erau înțelepte pentru că și-au cumpărat din timp mirul pe care l-au pus în candele și lumina făclia. Unde lemnul simbolizează rugăciunea, candela este sufletul omului. Noi știm că rugăciunea este hrana sufletului. Rugăciunea menține legătura vie a omului cu Dumnezeu. Sfinții părinți aseamănă rugăciunea cu hrana aceea care este la rădăcina tuturor virtuților. Și precum peștele fără apă moare, spun Sfinții părinți, așa și Sufletul fără rugăciune moare. Așadar, cinci dintre fecioare erau înțelepte pentru că s-au pregătit. Adică au avut acea pravilă zilnică de rugăciune, cu multe fapte bune, cu post apoi cu spovedanie, cu împărtășanie, cu viață frumoasă, cu viață generoasă pusă în slujba apropiului, ne uitând de Dumnezeu, având credință și iubindu-L mult pe Dumnezeu. Cinci dintre fecioare erau neînțelepte, pentru că nu erau pregătite, nu se rugau, nu aveau grijă de suflet, nu se raportau la Dumnezeu, de multe ori le era rușine de Dumnezeu și de rânduia la cea bună. Și când s-a făcut strigarea cea mare și a venit mirele, au intrat la nuntă doar cele înțelepte, cinci la număr. Celelalte au mers în grabă, pe ultima sută de metri, să-și cumpere mir. Dar până au ajuns ele, ușa s-a închis. Sfârșitul pildei este extraordinar. Mântuitorul le spune, fecioarelor celor neînțelepte care au bătut la ușă, nu vă cunosc pe voi. Așadar, concluzia, privegheați și vă rugați că nu știți ziua, nici ceasul în care vine fiul omului de ce a rânduit biserica în Sfânta și Marea Zi de Marți pilda aceasta cu fecioarele, cinci înțelepte și cinci neînțelepte? pentru a ne arăta că fără rugăciune nu putem să urcăm duhovnicește. Fără rugăciune nu simțim dragostea lui Dumnezeu, fără rugăciune nu vine harul în viața noastră. Fără rugăciune sufletul nostru nu se poate nobila, și nu se poate împodobi cu virtuți. Fără rugăciune așadar nu putem să simțim dragostea celor din jurul nostru, nu putem să ne mântuim noi și nu putem fi de ajutor celor din jurul nostru. Această pildă este, iată, în Sfânta și Marea Zi de Marți, un prilej pentru noi de a intensifica rugăciunea în această săptămână și de a-L însoți pe Mântuitorul pe drumul Golgotei, de a fi alături de El și de a nu ne rușina de El, așa cum a făcut Sfântul Petru, care s-a repădat de trei ori, și cum au făcut în decursul istoriei cei creștini, cum spune Sfântul Proroc Ieremia, care L-au cinstit pe Hristos doar cu buzele, să nu uităm îndemnul mare, să privegem și să ne rugăm. Cum să ne rugăm? Cu toată ființa noastră și să-L iubim pe Domnul Dumnezeu nostru din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima noastră, în toate zilele vieții noastre pământești. Viață pământească care este pregătire pentru viața cea veșnică.